Filmul începe arătând un grup de bărbați care încearcă să introducă ilegal arme de foc din China în Coreea de Sud. În același timp, poliția de stat chineză încearcă să investigheze cazul de contrabandă cu arme de foc, trimițând o agentă pe nume Ling. Șeful agenției de informații chineze a ales-o pentru că este singura agentă chineză care locuiește de mult timp în Coreea de Sud. Scena se schimbă în Coreea de Sud, unde Ling se întâlnește cu Chao, capitanul ei, pentru a obține niște bani și o identitate falsă, pe care fata o va folosi în timpul misiunii. În această operațiune, Ling își va schimba numele în Yodahi și va lucra cu un agent de informații sud-corean pe nume Shin Kiro. După asta, Shin merge imediat să închirieze o cameră, care va fi folosită drept sediu pentru investigarea cazului. Închiriază o cameră de la detectivul independent sud-corean, Woo Seo-han. După ce au decis prețul chiriei, Shin merge la apartamentul său pentru a lua banii care vor fi dați lui Seo-han. Dar în drum spre apartamentul său, Shin are un accident foarte grav în timp ce încearcă să salveze un copil într-un cărucior. La început, Shin reușește să salveze copilul de o mașină cu viteză. Cu toate acestea, înainte de a se întoarce pe marginea drumului, un camion pierde controlul și lovește. De la acel accident, niciuna dintre rudele lui nu știe unde a fost dus, deoarece comunică rar cu ei. Între timp, Yodahi primește un ordin de la capitanul Chao să meargă la apartament pentru a-l întâlni pe Shin. Când ajunge în camera lui Seo-han, Dahi se gândește imediat că este un agent angajat de capitanul Chao, așa că îi dă imediat banii. În acel moment, Seo-han crede că Dahi este subordonata lui Shin, care trebuie să cumpere apartamentul, și acceptă imediat tot ce spune ea. După ce a acceptat să lucreze împreună, Dahi explică rapid cazul de contrabandă cu arme de foc al unui bărbat pe nume Park Dusik. Din păcate, când Dahi este pe cale să explice cazul în continuare, o femeie vine la Seo-han pentru ajutor, astfel încât să o ajute să găsească câinele dispărut. La început, Dahi intenționează să respingă cazul, pentru că aceste cazuri sunt prea enervante pentru ea. Cu toate acestea, Seo-han acceptă imediat, după ce femeia îi oferă niște bani și aur. După ce femeia pleacă, Dahi explică din nou cazul de contrabandă și Park Dusik, care va fi ținta supravegherii lor. Seo-han o întreabă de ce nu a predat cazul poliției și nu i-a lăsat pe ei să se ocupe. Primul pas este interceptarea telefonului mobil al lui Park Dusik pentru a fura toate datele. Pentru a efectua operația, au fost nevoiți să meargă la un curs de dans Gangnam, deoarece Park Dusik își petrece de obicei weekendurile acolo. A doua zi merg în acel loc și se prefac că vor să învețe dansul salsa. Nu după mult timp, Park Dusik apare pe scenă, așa cum prevăzuse Dahi, și se apropie imediat de el pentru a-l invita să danseze împreună. În timp ce dansează cu el, ea îi fură în secret telefonul mobil și îl dă lui Seo-han. După ce a primit telefonul mobil, Seo-han se duce repede la baie pentru a fura datele. Din păcate, telefonul mobil este prea vechi, așa că el nu poate să-l pirateze și poate citi doar mesajele. După ce termină de citit mesajele, el se întoarce în sala de bal și pune telefonul înapoi în buzunarul lui Park Dusik. La scurt timp după, el primește un apel de la cineva și iese afară ca să răspundă. Dar în timp ce este la telefon, apare brusc un bărbat misterios și injectează un lichid în gât. Park Dusik leșină și moare în urma unui atac de cord. Toți cei care au vorbit cu Park Dusik înainte de moartea lui sunt interogați de poliție, inclusiv Seo-han și Dahi. Cu toate acestea, după ce au oferit mărturii convingătoare, poliția decide să-i libereze. Dar șeful anchetei poliției le ordonă în continuare oamenilor săi să supravegheze pe cei doi în secret, pentru că mișcările lor par suspecte. Întorcându-se la sediu, Seo-han spune că s-a terminat, deoarece obiectivul este mort și misiunea lor a fost finalizată. Cu toate acestea, spune că încă nu s-a terminat, deoarece este sigură că persoana care l-a ucis este adevărata minte. Seo-han mărturisește că rareori investighează cazuri atât de complexe, făcându-se-i pună la îndoială abilitățile. Deoarece Dahi insistă să rezolve acest caz, Seo-han îi spune conținutul mesajului de pe telefonul mobil pe care l-a citit mai devreme. Își amintește că înainte de moartea lui Park Dusik, el șantajase și amenințase un anume Jun-hon. Înainte de a se întoarce la Han, Dahi îl contactează pe capitanul Chao, spunând că agentul care a fost trimis ca partener este foarte incompetent. Capitanul Chao, care îl cunoaște bine, răspunde că de multe ori se preface a fi prost, astfel încât oamenii să nu știe că este un agent. A doua zi, în timp ce Seo-han pregătește anunțuri pentru a căuta câinele pierdut, Dahi merge la el și îl invită să o ajute să rezolve complet cazul. Ea a primit informații despre liderul unei bande mafiote din Coreea de Sud, care a fost ucis de cineva și suspectează că mintea din spatele incidentului este aceeași persoană care a ucis Park Dusik. Dahi are nevoie de cineva care cunoaște bine mafia și Seo-han, care are cunoștințe în fosta bandă mafiotă, o pune imediat în legătură cu ei. Colegul lui Seo-han explică că liderul bandei mafiote ucisă seară a avut o confruntare cu una dintre bandele periculoase numite X-Gang. X-Gang este cunoscută pentru că este foarte nemiloasă și capabilă să facă orice pentru a-și atinge obiectivele.
Din acest motiv, colegii săi sunt încrezători că persoana din spatele împușcăturii este probabil un membru al bandei. După ce a strâns toate informațiile disponibile, Dahi ajunge la concluzia că poate există o terță parte care dorește să înceapă un război între bande, pentru că vrea să obțină profituri mari din vânzarea armelor. Dahi și Sohan se deghizează în ofițeri de poliție și merg la șeful bandei X-Gang pentru a-l interoga despre incident. Liderul X-Gang recunoaște că el și membrii săi nu sunt instigatorii atacului sau împușcăturii. La scurt timp după aceea, se aud împușcături venind din afara biroului. Se dovedește că împușcăturile provin de la un grup de mascați care vor să omoare membrii și liderul bandei. Deși liderul X-Gang este ucis în atac, Sohan și Dahi supraviețuiesc și reușesc să ia telefonul. După aceea, Sohan și Dahi merg la unul dintre colegii lor care poate sparge telefonul. Din informațiile obținute de pe telefonul mobil, se știe că în urmă cu câteva zile, banda a cumpărat de la cineva multe arme de foc. Colegul hacker descoperă numărul de telefon al persoanei care a vândut armele și descoperă că persoana respectivă se află în Seul. Dahi și Sohan merg imediat la Seul pentru a-l întâlni pe omul care a vândut armele de foc. Când ajung în apartamentul acelei persoane, bărbatul este mort, spânzurat în baie. Dahi este sigură că bărbatul a fost ucis de aceeași persoană care l-a ucis și pe Dusik, dar criminalul a făcut să pară că omul și-a luat viața. Ei bănuiesc că toți cei care au cumpărat arme de foc de la acea persoană au fost uciși în mod intenționat pentru a distruge dovezile. Din fericire, au descoperit că traficantul de arme de foc are legături cu directorul unei mari companii pe nume Jin Hon. Ei vor să-l spioneze pe Jun pentru a obține informații despre implicarea lui în caz. Vor merge la un meeting pe care îl ține Jun mâine seară. Dahi va folosi o tactică de seducție pentru a putea aborda Jun, dar Sohan spune că nu o poate folosi pentru că nu este suficientă de sexy. La început, Dahi neagă îndoielile lui Sohan și se simte încrezătoare că îl poate seduce pe John, dar când vede o femeie sexy lângă ea, pierde speranța. Ei decid să folosească o altă metodă, să instaleze un microfon în hainele lui John mâine seară. Fără să știe, femeia sexy pe care a cunoscut-o mai devreme este de fapt o agentă de la o agenție de informații sud-coreeană trimisă să-i monitorizeze. Nu după mult timp, Sohan merge la spital să o viziteze pe soția și fiul unui coleg de informații, care a murit în timpul misiunii la care a participat. Lui Sohan îi pare foarte rău pentru soția și fiul colegului său. Acesta din urmă a murit după ce l-a lăsat accidental singur într-o misiune. Soția colegului îl roagă pe Sohan să nu viziteze fiul prea des, pentru că se teme că ar putea rămâne șocat când va afla de moartea tatălui său. A doua zi, Dahi și Sohan apar la întâlnirea la care va participa Jun, îmbrăcați în mod elegant. Dahi se duce imediat la el și se preface că îl cunoaște bine, punându-i un microfon în spatele gulerului. Câteva momente mai târziu, membrii X-Gang merg la biroul directorului Jun pentru a-l bate, crezând că el este minte din spatele atacului asupra bandei cu ceva timp în urmă. Cu toate acestea, Jun neagă imediat și spune că cel mai probabil autorii atacului sunt membrii grupului rival Gambo Gang. Se pare că acesta este doar un truc pe care Jun a folosit pentru a determina X-Gang să fie dispusă să cumpere arme de foc de la el. Conversațiile lui sunt ascultate de fată și Sohan, datorită microfonului pe care l-au pus. Din păcate, deghizările lor sunt descoperite după ce unul dintre oamenii lui Jun, care s-a luptat anterior cu Sohan, i-a recunoscut. Jun promite să-i elibereze dacă Sohan este dispus să-l ajute cu ceva. Unii dintre oamenii săi îl duc la o secție de poliție și ordonă să împuște pe toți polițiștii prezenți. Cu toate acestea, el refuză să facă acest lucru, deoarece soția colegului său lucrează acolo ca ofițer de poliție. Le ia repede pistolul și îi împușcă, apoi scapă. Femeia, care este martoră la împușcare, se prezintă imediat la sediu ca să-l aresteze imediat. Între timp, Sohan se întoarce la hotelul lui Jun pentru a o salva pe fată, dar când sosește, ea a fost deja dusă într-o altă locație. În timp ce este pe cale să o caute, el este înconjurat brusc de forțele speciale și dus la secția de poliție pentru anchetă. Un grup de agenți de informații coreeni ajung la secția de poliție pentru a se ocupa de interogatoriul lui Sohan, deoarece se dovedește că a fost un agent spion sud-corean. Agentul serviciilor secrete îi spune că fata care a lucrat cu el în tot acest timp este de fapt o agentă de spionaj chineză pe nume Ling. Sohan pare surprins pentru că nu știa că este o agentă secretă chineză sub acoperire. Agentul de informații corean îi spune că fata a fost trimisă în Coreea de Sud pentru a fi sacrificată de guvernul chinez, astfel încât ei să aibă un vinovat pentru cazul de contrabandă ilegală. Auzind asta, Sohan pare foarte supărat că șeful lui i-a ordonat să se sacrifice într-o misiune fără un motiv aparent. Vrea să scape de la secția de poliție și să o salveze pe Dahi. Sohan folosește un ofițer de poliție și îl ține ostatic pentru a ieși în siguranță din secția de poliție. Pe drum, îl contactează pe prietenul său hacker pentru a o găsi pe Dahi, folosind numărul său de telefon. În același timp, grupul lui Jun cumpără și vinde arme către X-Gang.
În acel moment, totuși, banda încă mai crede că el este mintea atacului asupra liderului lor și intenționează să-l omoare pe Jun și oamenii săi. Cu toate acestea, Jun reușește să-i convingă că noi suntem în spatele atacului și l-acuză pe Sohan. De asemenea, îi spune bandei unde sunt Dahi și Sohan. Toți membrii bandei merg acolo. Din fericire, reușește să-i învingă pe membrii X-Gang datorită abilităților și strategiilor de luptă. Îi înving pe toți oamenii lui Jun care au ajutat banda. Drept urmare, ei reușesc să-l aresteze pe Jun și să-l predea poliției pentru contrabandă și omor premeditat. La câteva zile după încheierea misiunii, Sohan merge la spital pentru a plăti cheltuielile băiatului, fără să-i spună soției colegului său. Mai târziu, Sohan se întâlnește cu șeful său și cu capitanul Chao pentru a discuta despre o altă misiune la care să se ocupe. Sohan nu se aștepta că în acest caz va lucra din nou alături de fată, care se dovedește a fi subordonată a capitanului Chao. În această misiune, Sohan și Dahi trebuie să o găsească pe femeia care a venit odată la sediul său pentru a cere ajutor în găsirea câinelui dispărut. Se dovedește că femeia este de fapt o informatoare și că aurul pe care l-a oferit conține date importante care trebuie date lui Shin. Cu toate acestea, deoarece Shin este în prezent spitalizat și suferă de amnezie, Sohan și Dahi trebuie să termine misiunea. El a vândut deja aurul, așa că trebuie să înceapă misiunea de căutare. Filmul se încheie cu o scenă în care amândoi sunt pe cale să plece în Rusia și acum sunt deghizați în amanți pentru a aduna informații importante din noua lor misiune. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!